Mulțumesc, domnule președinte. Schimb un pic registrul. Declarația mea politică va fi scurtă și va fi despre sprijinul parlamentarilor PSD și al guvernului PSD pentru investițiile majore ale Brașovului și regiunii centru. Recent, parlamentarii PSD, alături de ceilalți colegi aleși în Instituția Națională Reprezentativă a României, au întocmit un memoriu adresat Guvernului și Ministrului Transporturilor legat de includerea în masterplanul general pentru transportul a României a aeroportului internațional Brașov-Ghimbav, un proiect care avansează și avansează și datorită faptului că în Parlamentul României, la un moment dat, a existat disponibilitatea de a se legifera transferul de teren pentru construirea acestui obiectiv extrem de important. Fac această declarație politică și nu cred că este prima dată când încerc să folosesc acest instrument pentru a transmite că formula de cooperare, de dialog constructiv și civilizat poate da rezultate pentru comunitățile locale mult mai mult decât dialogul spumos, dar sigur atractiv, care se practică poate atât de eficient, mai ales în zona de comunicare națională. Parlamentarii PSD în Brașov, alături de parlamentarii din opoziție, autorități locale, au reușit să concretizeze investiții importante pentru comunitatea noastră. Legea 32/2018 este o inițiativă prin care am transferat teren către comunitatea brașoveană, pe care apoi guvernul PSD-ALDE a decis prin memorandum să construiască un spital regional, unul dintre cele 5 pe care le va realiza din finanțare națională și nu europeană. Săptămâna trecută la Brașov s-a inaugurat cea mai modernă maternitate de stat din România, finanțată în proporție covârșitoare tot prin guvernarea PSD, sigur începută în 2012. Este vorba de un împrumut al Băncii Mondiale derulat prin Ministerul Sănătății. În colaborare cu autoritățile locale, brașovenii au astăzi o maternitate de 5 stele, așa cum se spun, dar cu servicii de stat. Iată că acum venim în sprijinul comunității cu acest memorandum prin care vom include printre prioritățile României construirea unui aeroport la Brașov, important fiind ca România să recunoască cât de important este o astfel de investiție pentru turism, pentru afaceri, pentru dezvoltarea economică regională. Cred că aceasta este soluția pe care trebuie să încercăm să o implementăm, colaborare parlamentară, colaborare cu autorități locale, cu guvern, dialog pe proiecte concrete. Brașovul și parlamentarii PSD de Brașov au demonstrat că astfel se pot genera rezultate concrete pentru comunitățile care ne-au trimis aici. Roxana Măzatu, deputat PSD de Brașov, vă mulțumesc!